Iată-ne că am ajuns din nou pe 31 decembrie, ziua în care întreaga comunitate dărmăneșteană sărbătorește cu mic, cu mare, așa cum este tradiția la noi, Festivalul Ursului de la Dărmănești. Astăzi aici, alături de noi, avem invitați din jurul localității Dărmănești, de la nivel de Bacău și nu numai, și aș vrea să-l salut pe domnul ministru Viorel Ilie, alături aici de noi, domnul deputat Constantin Avram, domnul vicepreședinte a Consiliului Județean, domnul primar Valentin Vieru, primarul municipiului Moinești, avem consilier local, consilier județen, director de agenții și nu numai. Pe toți îi salut și pe dumneavoastră în același timp. Spuneam că suntem într-o zi deosebită pentru localitatea noastră, pentru că sărbătorim Festivalul Ursului de la Dărmănești. Îmi place să spun de fiecare dată că ursul s-a născut la Dărmănești, acest frumos festival a luat naștere la Dărmănești cu multe sute de ani în urmă și sigur că celelalte localități din jurul nostru au preluat din obiceiurile frumoase care an de an se sărbătoresc la Dărmănești. Ca specific Dărmăneștiului, două lucruri vreau să vă amintesc. Singura localitate care încă de pe vremea lui Ceaușescu sărbătorește în ultima zi din an acest festival și încă un lucru foarte important, la Dărmănești participă doar ursul de la Dărmănești. Nu avem și alte cete de la alte localități sau, eu știu, din alte zone. Așadar, încă o dată, ursul de la Dărmănești vine să confirme că această tradiție vine din negura anilor și nu degeaba spunem noi Valea Uzului, ci de fiecare dată am spus cine au fost acei uzi și se pare că de acolo vine acest festival al ursului. Și pentru că suntem la sfârșit de 2018 și început de 2019, tuturor vă doresc sănătate. Să fiți sănătoși, dragi dărmăneșteni și nu numai, pentru că dacă Dumnezeu ne dă sănătate, restul ține de noi. La mulți ani tuturor și în încheiere îl rog pe domnul ministru Viorel Ilie să ne transmită salutul dumneavoastră. Mulțumesc pentru invitație, vă salut și eu. Vă spun bun găsit și anul acesta la festivalul de aici, de la Dărmănești. Așa cum spunea și domnul primar, multe localități din zona s-au inspirat din tradiția acestui festival de la Dărmănești și iată că acum puteți mândri că de aici au pornit toate celelalte. Fie că vorbim de Moinești, de Comănești, de celelalte localități care au acum festivaluri de tradiții și datini care sunt recunoscute pe plan național. Eu vreau să
vorbesc în numele colegilor mei de aici de pe zonă și să vă asigur în continuare și pe domnul primar și Consiliul Local pentru tot ceea ce și-au propus să facă în acest mandat. Vă asigur de sprijinul meu ca senator, a domnului deputat Avram din partea Parlamentului României, dar permiteți-mi să vă transmit și un salut din partea Guvernului României, al cărui membru sunt, să vă asigur că depunem toate eforturile astfel încât ceea ce se vorbește despre un trai mai bun, despre creșterea nivelului de trai, să simțiți fiecare dintre dumneavoastră. Vă asigur de asemenea că suntem alături de dumneavoastră în toate demersurile pe care le faceți, în toate demersurile pe care le face domnul primar pentru a obține fonduri, pentru a obține proiecte și susținere pentru ceea ce Consiliul Local aprobă. Și de asemenea vreau să vă spun că eu mi-aș dori să vă văd pe toți fericiți. Că dacă ești fericit, eu cred că ești și sănătos, ești și cu cei aproape și cu cei dragi. Deci vă doresc să aveți un an 2019 plin de fericire și să aveți aproape pe cei dragi, pentru că acolo ne regăsim de fiecare dată cu toții. La mulți ani și mult succes domnului primar și Consiliului Local în ceea ce întreprinde aici în Dărmănești. Mulțumesc, domnule ministru. Îl rog și pe domnul vicepreședinte al Consiliului Județean să ne spună două cuvinte. Bună ziua, dragi dărmăneșteni! Într-adevăr, cum spunea domnul ministru, aici, la Dărmănești, s-au învățat și s-au înființat valorile neamului românesc, datinele din moși străbuni. Trebuie să ducem mai departe această cultură, să nu uităm, pentru că, din păcate, s-ar părea că generațiile viitoare nu prea sunt interesate despre acest lucru. Dar la Dărmănești asta nu se întâmplă și nu se va întâmpla niciodată. Am fost în tot județul și am văzut sărbătorile zilele acestea de cu urși, cu capre și așa mai departe. Nicăieri nu-i ca aici. Ursul de la Dărmănești este cel mai frumos urs din județul Bacău. La mulți ani, dărmăneșteni, să vă dea Dumnezeu un an bun, sănătate și să vi se împlinească toate dorințele. Și bineînțeles, noi, Consiliul Județean, suntem alături de domnul primar și de Consiliul Local Dărmănești în toate proiectele pe care are de gând să le realizeze și să știți că nu sunt puține. La mulți ani, dărmăneșteni! Mulțumesc, domnule vicepreședinte, cred că s-a spus destul. Haideți să dăm drumul la Festivalul Ursului de la Dărmănești. Invit colegii mei și delegația să ia loc aici în imediata vecinătate a scenei, să invităm ursul să intre pe scenă și vreau să vă fac o mărturisire. Pentru prima dată ceata din Triaj este prezent aici pe scena din Dărmănești. De fiecare dată cei din Triaj se cuplau cu josenarii sau cu alte cete. În acest an au avut curajul să facă propria lor ceată. Haideți să-i aplaudăm pentru curajul pe care l-au avut și invităm ceata din Triaj pe scenă. Va deschide festivalul. Thank you.
cu acest duș furios a dus din Asia Mică să joace de frică. Dar de frică n-a jucat al sfântului cu laie în mâna lui. Vine ursul de la munte, vine ursul de la munte, hai toate coate și genunche, toate coate și genunche. Și se apropie de sat, și se apropie de sat, hai la neveste cu bărbat, la plăte de însurat. Vor gămrile jabre mare, vor gămrile jabre mare, hai scoală-te două picioare, scoală-te două picioare. Să te bagă lumea bine, să te bagă lumea bine, hai că tu m-a spus pe mine, că tu m-a spus pe mine. Nu mai asculta tu zău, nu mai asculta tu zău, hai doar te teamă de cea rău, doar te teamă de cea rău. Hai pentru corpul tău gătitul, pentru corpul tău gătitul. Hai și făcut un moș al meu, și făcut un moș al meu. Hai măsura pe corpul tău, hai măsura pe corpul tău. Hai șapte săptămâni din port, șapte săptămâni din port. Hai de când acasă n-am fost, de când acasă n-am fost. Hai că mă văzuia la ușă, că mă văzuia la ușă. Ia strigă în gura mare, ia strigă în gura mare. Hai arză te-am făcut țigare, arză te-am făcut țigare. Unde paralelile tale, unde-s paralelile tale? Hai ca să iau în casă sare și la ochii de mâncare. Thank you.
Marcea Tatriajului! Pentru prima dată, așa cum spuneau la început, a organizat o ceată de urși și văd că au ieșit extraordinar de bine, da? Dumneavoastră, ce părere aveți? Haideți să-i felicităm, să-i încurajăm și capul de ceată, Andrei, anul viitor așteptăm să veniți aici cu mai mult curaj, cu mai multă determinare și apreciez foarte mult că am văzut multe mame de urs aici pe scenă. Felicit fetele care au avut curajul să intre în piele de urs. Din partea Consiliului Local și a noastră, un mic dar, iar Andrei, și așa cum este obiceiul la noi, acest colac făcut din făină de la Dărmănești, ne place nouă să spunem, îl mânăm cu mare drag, îl pui în botul ursului, da? Și să fie ca semn de recunoștință a noastră, a tuturor, pentru voi. Încă o dată felicitări la mulți ani și să vă țineți obiceiul ca în fiecare an să fiți prezenți aici pe scena datinilor de la Dărmănești. Încă o dată felicitările noastre! Thank you.
joacă de pică. Mai ajung care n-a jucat de-a Sfântul Nicolae mâna mea. Hai, vine ursul de la munte, vine ursul de la munte. Hai tot în coate și în genunche, tot în coate și în genunche. Hai, s-apropie de sat și s-apropie de sat. Hai la pete de măritat, la plăcări de măsurat. Hai, mă Gavrilă, javră mare, mă Gavrilă, javră mare. Hai, ia scoală-n două picioare, ia scoală-n două picioare. Hai, să te bază lumea bine, să te bază lumea bine. Hai, că tu mă asculti pe mine, că tu mă asculti pe mine. Hai, nu m-ai ascultat tu zău, nu m-ai ascultat tu zău. Hai, da-te teamă de cea rău, da-te teamă de cea rău. Hai, că cea rău e pironitul, că cea rău e pironitul. Hai, pentru trupul tău gătitul, pentru trupul tău gătitul. Hai, și făcut-i un moș al meu, și făcut-i un moș al meu. Hai, măsura pe capul tău, măsura pe capul tău. Hai, șapte săptămâni din post, și să se mânde tot. Hai de când pleacă se n-apot, de când pleacă se n-apot. Hai, dar aseară când m-a dus, dar aseară când m-a dus. Hai, am găsit la gradul post, am găsit la gradul post. Hai, nu-a dacă tu cu mâna, nu-a dacă tu cu mâna. Hai, când de liga cu căciula, și de liga cu căciula. Hai, ia din cură așa zicea, ia din cură așa zicea. Hai, tu n-ai grijă nici de mine, nici de casă, nici de urs. S-ai pus hoartă în tălpăzut, hai dau! Thank you.
călduroasă la Muntan și tot ce vă doriți. Trăiască primarul orașului Dărbănești! Trăiască capul de ceartă șteu, Gărghiță Glumieză! Ceata de la Sălătruc. Cu ceva timp în urmă, ceata de la Sălătruc ieșea timid pe scena din Dărbănești. Astăzi a devenit una dintre cele mai puternice și mai frumoase cete. Haideți să-i felicităm pentru că chiar merită. Avem aici, ca de fiecare dată, o mică atenție pentru șeful de ceată și pentru întreaga ceată, da? Și colacul pe care trebuie să-l punem în botul celui mai frumos urs, da? Felicitări! Haideți să-i aplaudăm pentru că chiar merită. Și facem o poză cu ursii ca să avem amintire peste ani și ani, să ne amintim și cât de frumos și ce bine au jucat acești urși de la Sălătruc. Thank you.
Ca șobă neculoi, să mă urc o fi buhon. Bună seara, băi, vecini, văzutări și moțolini, și voi tineri poftini, ce face numai frutoare, o felonia ta se tot. Dați-vă lângă fenoastră, ca cu totul răuarea noastră. Că răuarele trebește, torna de la Buda veche, unde mâșca trecie, trotonul ardă-n focul, la apa noapte căzut. S-a rămas între ei și mă ia dracul dintre ei. Dreptul spun, înainte de Crăciun, am tăiat și un cor bun. L-am băgat pe la foc, l-am băgat la fumătoare, se plăgă faină pe soare, nu o să mă îngrie la fumătoare. Dar cum e mă după aritoarea, s-a rămas la fumătoare. Voi frățate, voi comnati, să știți că m-am înjurat, băi frate. Mi-a luat o femeie, turtul lui, așa că nu-mi place nimeni. Nu mă pare o pisură, n-are niciun timp. Îi fac voi de păpătrii să-l mănâncă la tindini. Voi de unde că ce era? La trașe. Am avut o tripulție, o mâini prin care, o patru sau cinci gălini, o zonat la vecin. La urecul de urmărești, urmează! Voi de dealuri și acum să vă spun, să vă spun despre băieți, că-n părină să plec, că poate cu părul cred, îl mai lasă și nu știu. Hai să mănâncă la soacă și poate la bosca dracu. Hai din trei albe, din cauză că punea, punea și gărgentanii și punea să te portanii de când îi elabora. La urmează, dumneavoastră! Mănâncă! Foii verde, foii verde, și acum te mai vezi de pietru, Căsinele și spăcete. Am un păr cât o fundiță, l-am în unii de dărință. Băi, ne place muzica de pe fundiță. Nu s-a creat cu batala, dar la bar, în toate țara. Fie nu fie de așa vreță, fie în batala de spăcete. O să-i găsească ca de un bun, o să-i găsească. Băi, și povestea că o patra, când bagă în vecheza patra, nu se mai învârte roata. Cu Dorina, cu Iosif, cu Dorina, eu-s m-am gândit toată de lina. La urmă, să nu-l bălăi, mânăză! Am reținerit că vor să zic cu părinții. Îmi permite. Vor să aștia în ușoarea de an și aveam o creștere frumoasă. Adesea mă prindea și ori și eram tare rușină. Cu bună că vă întâlneam, îmi le-a dau o zare a la taia, în care le era rășire, îmi l-a întrebat de ce așa. Am întrebat, când ea era cald, aproape la asta, face frate! Lăsați-vă la mine, frate! Ce-a vă aveți să vă spune? Ce bună cu ce te-a spus! Și mă cu băcea în baia! Vrei, nu vrei, spune din lui! Nu, 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 și mi-a văzut ce te-a spus! Thank you.
ceapă și lui Stoian! Thank you.
am oprit. Hai să vă spun ce am pățit. Bă, uite aceasta cu de un. Noi din pădure l-am adus. Păi l-am adus de mitică-l. Hai cât era cătul cățel. Hai cât era cătul cățel. Hai să vă spun totul cel. Hai ceartă cu vecină. Hai că mă caută inele. Hai ceartă și cu gospodării. Hai că mă-i tabuii și coi. Hai că am dus la zărmarul. Hai că s-a vântulat cu tot. Hai lumea care te s-a strâns. Hai și n-am putut să-l mai jun. Hai și am pus căpăstru-n cap. Hai și cu ursul am plecat. Hai și iar verse pe turcăști. Hai pe scenă la Dărmărești. Păi mătăiem de ce ne-ați dat. Păi mi-am luat urși și-am plecat. Păi și-am zis verde, trei, altări. Frate, hai dar al Dumnezeu să dea. Păi ce n-a fost pe aici așa. Hai sănătate și bucate. Pe masă să aveți de toate. Hai sănătate și mult spor. Păi la mulți ani la tuturor. Și la mulți ani la dumneata. Hai la întreagă familie. Trăiască primarul Alazul Dărmărești! Trăiască capul de
Hai mulțumim de ce ne-am dat! Hai mă las pur și șam plecă! Mulțumim tare mult, sincer, haideți să-i aplaudăm, este ceata mea de suflet aici și mi-amintesc cu mare drag cum mai bine de 20 de ani, elev fiind și mai apoi student, am venit și am făcut parte an de an în această ceată a Lapoșului. Felicitări, vă bucur tare mult, uitați ce prințesă frumoasă în piele de urs, ce fete frumoase în piele de urs și mă bucur tare mult că duceți mai departe tradiția și peste ani când veți fi ca mine, așa, cu părul alb, să nu uitați că și voi, mai bine de 20-30 de ani, ați jucat Ursula Dărmănești. Felicitări și celui care a organizat, Silviu Stoian, vino aproape de mine. Este capul de ceată. Îmi place să spun că Lapoșul este acea familie de ardeleni care au venit cu mai bine de 300 de ani aici, în Moldova, și au preluat obiceiurile de la băștinași și anume jocul ursului. Felicitări, Silviu! O mică atenție din partea Consiliului Local și al meu personal și acest simbol al bogăției noastre, colacul pe care vreau să-l pui în botul ursului. Felicitări! Încă o dată aplauzele dumneavoastră pentru că, sincer, merită. La mulți ani și vouă și la anul să veniți înapoi. Pentru că a colindat atât de frumos, trebuie să plătesc colinda acestei frumoase sărâncuțe, da? A colindat foarte bine și n-am să rămân dator. O mică atenție, da? Și la băiatul, da? Păi... La mulți ani tuturor, se pregătește ceata Popu să intre pe scenă. Felicitări!
diretoare que eu brado, cadê o uniforme que eu brado, cadê o uniforme que eu Trebuie să vii mulgători, trebuie să cauți unicrita, trebuie să vezi caritărâta, trebuie să știi ce frunidată să vă hoi. Să din voi, din foi, să mă atrați era la voi. Nici aici nu mă jur, trebuie să treacă jur, trebuie să o pui pe internet, și să așteptă pe la mea, trebuie să la clari, trebuie să o ori să mă pus în opreceli, avea un cap. Eu fac un gata un corvățel din 50 de chei din el. Și eu pus un gurelat din toți chei din epurat. Din toți chei din avar, din rețuri, a fost un jos. Ocupat din drept s-a tras în loc. Și când am început în frate, voi în grad de început a rag. Ieșirea ne cheza, orice treacă a cuvita. Am avut un spiritulat ce-a mutat pe Petru Sfânt. Că m-am ușat multe în cap, care l-a poate în cap și-a îngurit pe la bani, la anul și la mulți ani. Hai că te-am uitit, Rodin, că te-am uitit, Rodin.
pentru că a fost rugăcit, pentru că a fost rugăcit. Să și mă fiu în moartea meu, și să-l puse în moartea meu. Măsura pe corpul tău, măsura pe corpul tău. Așa să te mâini din port, și-a trezat să mâini din port. De când am pasit la port, de când am pasit la port. Așa că de când am ajuns, și-a dat de când am ajuns. Am găsit la casă port, am găsit la casă port. Ești la cărtul cu mâna, ești la cărtul cu mâna. Ești un coase cu deasera, ești un coase cu deasera. Băi, o săraca tigă-n ușă, o săraca tigă-n ușă. Când mă văzuia la ușă, când mă văzuia la ușă. Băi, ce așa-n gura mare, și așa tigă-n gura mare. Am zis-am făcut tigăre, am zis-am făcut tigăre. Băi, unde sunt parale tale, unde sunt parale tale? Te n-aduci în casă tare și la copii de mâncare. Băi, tu paralele de ei și te-am scuțit. Thank you.
să vadă la fășor. Cum e la flocul ăsta? Una dintre cele mai frumoase cete, cu ceva ani în urmă mă rugam de capul de ceată să facă ceată la Plopul și iată că s-a întâmplat lucrul ăsta. Mă bucur de la an la an, creșteți și ieșiți din ce în ce mai frumos. Haideți să facem o poză de grup cu toată lumea. Da, să pregătiți urcii. Aduceți oală cu untură și un butoi cu băutură la flăcăie care ură. Să ne ungem puțin gura și să începe urătura. La ureche zurgălei, tricolorată noi flăcăi! Ar fi cazul să sfârșim de răbăcăra de zi și până intrăm în casă, cu rachiu să nu umblați, că nu suntem învățați. Dar vă spun fără rușine că am beavră 10 chile și să fie cât mai tare și paharul cât mai mare. Iau scornul cu răsună, vă lăsăm cu voie bună. Rupe schița de la rost, să strigăm o dată toți! La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți. Zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Thank you.
Să-i
da? Comandă specială de la Unguie. Spuneam mai devreme că este una dintre cele mai frumoase cete care an la rând au luat locul 3. Sper că și în acest an v-am convins că este una dintre cele mai frumoase cete. Spunea cineva că peste 60 de piei de urs a numărat, nu știu câte aveți, dar foarte frumos. Și iar trebuie să repet și mă simt obligat să repet că aici s-a născut ursul la Dărmănești. Ați văzut câte emoții, câte energii, câte trăiri am văzut pe scenă, nu numai la ceata ungurenilor, ci și la celelalte cete. Familii întregi participă la acest festival, de la bunic, străbunic, fecior, nepot și așa mai departe. Mă uitam cum dansau acești mici copilași, fie în piele de urs, fie cai roz. Asta înseamnă tradiție, asta înseamnă încă o dată să duci mai departe aceste tradiții. Haideți să felicităm cu toții ceata ungurenilor. Și așa cum spuneau ei, spaima mășcășenilor, o să vină mășcășenii după și să vedem ce o să zică ei. Felicitări încă o dată! Vreau să facem o poză de grup cu urși, pentru că aveți foarte multe. Thank you.
nevoie, iar tot când de cineva să ne zicem în legerea este mele. Come on!
Mulțumesc. Haideți să-i aplaudăm, că au fost foarte frumoși și acum am înțeles de ce ungurenii aveau teamă de mășcășeni. Spuneau că ungurenii sunt spaima mășcășenilor. Eu aș zice că și mășcășenii sunt spaima josenarilor, că urmează, da? Felicitări tuturor! Să știți că aici, în ceata mășcășenilor, există o piele care este cea mai frumoasă piele de pe toată Valea Clotușului, nu numai a Uzului, și cred că ați văzut-o, una dintre cele mai frumoase piei. Nu există în tot arealul ăsta o piele mai frumoasă. Haideți să-i aplaudăm cu toții, să le urăm ca și la anul să vină sănătoși aici alături de noi, să vină pielea aia frumoasă, cea mai frumoasă piele. S-a furat cea mai frumoasă piele. Unde e? Da? Noi oferim acest colac frumos, să-l puneți în botul Uzului cel mai frumos, da? Și aici, din partea noastră, o mică atenție. La mulți ani, vă așteptăm să veniți și la anul, să fiți alături de noi, pentru că tare frumoase obiceiuri avem. Încă o dată, la mulți ani, tuturor a sosit pielea asta mai frumoasă. Ia uite! Așa, puneți-o acolo și vino, te rog, în față să vadă toată lumea cea mai frumoasă piele de pe toată Valea Clotușului. Asta este cea mai frumoasă piele, cel mai mare trofeu, piele de urmă. Ca urcilor!
V-am găsit sănătos cu această ursoaică mică care v-a jucat de frică. De frică n-a jucat, dar Sfântul Neculai în mâna mea și dă peste cap pe asta. Hei, vine ursul de la munte, vine ursul de la munte. Hai tot în coate și-n genunche, tot în coate și-n genunche. Hai, s-apropie de sat, s-apropie de sat. Hai la neveste cu bărbat, la plăcăte însurat. Hai, urc Gavrilă, zabră mare, urc Gavrilă, zabră mare. Hai, scoală-te-n două picioare, scoală-te-n două picioare, rac. Hai, să te vadă lumea bine, să te vadă lumea bine. Hai, că-și tu mă ascult pe mine și e zabră din pădure. Nu mai ascultatul zău. Hai da să teamă de cea rău, da să teamă de cea rău. Ei, că cea rău-i peronitul, că cea rău-i peronitul. Hai pentru corpul tău gătitul, pentru corpul tău gătitul. Ei, și făcut un moș al meu, și făcut un moș al meu. Hai măsura pe corpul tău, măsura pe corpul tău. O sărmana țigăcușă, păi când mă văzu ea la ușă, când mă văzu ea la ușă. Hai, ca țigă-n gura mare, așa țigă-n gura mare. Arde-te-ar focul țigane, arde-te-ar focul țigane. Hai, unde-s paralele tale, unde-s paralele tale. Hai, ca să aduc și ca să sare, și la foc de mâncare. Tu paralelele vei și te ascult cine vrei. Alea e lăsă iarășă! Pe scop cu țin tu și-l tine!
asfaltă nu o lăsă. Ai o fata dursă în capul. Ușurel, ușurel. Ai și-o fata doi cât e doi. Arena Gavrilă, nu. Ai că-i bun în boala zis, băi. Faltă asfaltă nu o lăsă. Asfaltă, asfaltă, măruță. Ai mâncat din patruză. Hai uite ce s-a pus de uș. Hai din pădurile mădu. Hai la mădu de vizitel. Hai câine era cât un cățel. Hai am dat carne fără os. S-a crescut cel mai frumos. Ne-a mădu și cașcavă. Hai l-am adus la festival! Hai cu Julii Ceșul!